Masterchef într-o seară a emoțiilor și a invitațiilor surpriză. Dedicați cutia misterilor. Acum! Păi ce ai făcut, mânele? Scrisoare! Cutia misterelor rescrie poveștile de familie ale concurenților. Aterizăm apoi pe un adevărat câmp de luptă culinară. Concurenții sezonului se vor confrunta cu echipa de vis Masterchef. Copii, copii, vă spun de acum! Dacă vreți să câștigați, nu aveți nicio șansă! Miza este mai tentantă ca niciodată. Un bilet dus în semifinala Masterchef. Să înceapă show. Deci ne-ai pregătit ceva gras cu gras și cu gras. Bun venit la Masterchef! Din 24 de concurenți câți au intrat în bucătăria Masterchef, am ajuns acum la cei 10 fantastici. Cei mai talentați, cei mai curajoși, cei mai inspirați. Și performanța lor va fi răsplătită cu o cutie a misterelor cu totul și cu totul specială. Va trebui să aveți nervii puțin mai tari decât de obicei, ca să treceți cu bine prin această probă. Îmi imaginez... Pentru că eu așteptat de mult homarul, se aud așa niște zgomote de clești din cutie și eu tot homar, vreau homar. Aduceți-mi odată homar, că uit rețetele, nu mai știu ce să gătesc după când îl aduceți. La semnalul meu, ridicați cutia misterilor. Acum! Păi ce ai făcut, mânele? Scrisoare. Poșta română e sub cutie. Este timpul să deschideți scrisorile. Nu cred. Având în vedere că nu-mi plac surprizele, nu sunt foarte nerăbdătoare să deschid plicul. Cutia misterelor s-a transformat într-o cutie poștală și le-a adus concurenților scrisori de acasă. Jurații sunt nerăbdători să afle ce gânduri le-au transmis cei dragi și cum îi vor motiva pe concurenți cuvintele lor. Raul! Da, șef. A trecut ceva vreme de când nu ți-ai văzut familia. Da, șef. Poți să ne citești și nouă, te rog? Te iubesc și mi-e dor de tine, mi-e dor să te văd. Mi-e greu să citesc scrisoarea și nu-mi trebuie ceapă pentru că... Să te ating, mi-e dor să bem cafeaua împreună, mi-e dor de noi. Abia aștept să vii acasă, dar până atunci încearcă să fii cel mai bun. Luptă-te să fii câștigătorul trofeului Masterchef. Pentru mine și pentru cei de acasă... Ești oricum un învingător. Cine ți-a scris? Soția. Are un nume? Irina. Am avut câteva momente în care îmi venea să plâng. Dar ori suntem bărbați și ori nu mai suntem și atunci am trecut peste. Văd prin plică trei pupici și mamă, scrisoare de dragoste, de capul meu. De la cine ai primit scrisoarea, Flavius? De la Denisa. Cine este Denisa pentru tine? Prietena mea. Îmi lipsești mult de tot, cu toți pupicii și îmbrățișările tale, cântecele din timpul somnului, diminețile cu tine... Și evident, spata de porc, cartofi dulci și sosul de ardei copt. Cu toate acestea, nu te vreau încă acasă. E clar cum ai cucerit-o. E gătit ceva la repezeală.
Nu. No. Robert? Da, am primit scrisoare de la soția mea, Meda. O să o rezum. Îți mulțumesc pentru 12 ani minunați împreună, cu urcușuri și coborușuri, dar mereu împreună. Eu și Mara de-abia te așteptăm acasă și te iubim mult. Cu drag, fetele tale, Mara și Meda. M-a motivat. Nu sunt genul ăla de... Așa. M-a motivat, pe mine m-a motivat. Ana, ție cine ți-a scris? Mi-au scris părinții mei. Ne citești și nouă, te rog. Aș vrea ca părinte să fii orice își dorește inima ta să fii. Nu lăsa să moară copilul din interiorul tău. Atâta timp cât ai grijă de copilul din tine, vei găsi fericire și bucurie în viață. Noi te iubim mult și te așteptăm cu dor acasă și busea pisicuța ta te așteaptă. Te pupăm! Foarte frumos! Lori? Da. Tu de la cine ai primit vești? De la fratele meu. Ceau, sorela. Mă bucur mult pentru tine că ai ocazia să trăiești experiența asta. Știu că ai muncit mult pentru a ajunge aici. Ține mintea deschisă și bucură-te de fiecare clipă. Poate e una dintre experiențele care schimbă vieți. Vei avea ce să ne povestești când te întorci, cât mai târziu posibil, și poate la anul va trebui să, ca tu să mă susții pe mine. Te iubim. Te rog să ai grijă de tine, de sănătatea ta. Acolo, un pic, m-a luat așa, pentru că înseamnă că se gândește la mine. Roxana, de la cine ai scrisoarea? De la fratele meu. Acum, mai mult ca niciodată, consider că ai nevoie de toată dragostea și gândurile noastre bune ale familiei pentru a te motiva să reziști acolo. Am toată încrederea în tine și știu cu siguranță că vei veni acasă învingătoare. Închei aceste rânduri spunându-ți că te iubesc foarte mult și că abia aștept să te revăd. Mi-e dor de casă, dar mai mult îmi este dor de fratele meu pentru că locuiesc cu părinții și văd mult mai des. În schimb, fratele îl văd mai rar. Bologa! Ai primit și tu o scrisoare? Da, de la soție. Iubitul meu soț, este pentru prima oară în 9 ani când suntem atât de mult timp despărțiți. Mă topesc de dor mai repede decât topești tu într-un tigaie. Știu cât de mult îți place ceea ce faci, de aceea știu că nu ai voie să te întorci acasă până nu le arăți tuturor că tu ești adevăratul Masterchef. Îți trimit această scrisoare împreună cu toată susținerea și puterea de care ai nevoie pentru a rezista până în finală. Dragostea mea o ai oricum. Cu drag, Beatrice. Athena. Eu am primit două scrisori. Două scrisori. Citesc pe prima, care e din partea verișoarei mele, adică și din partea familiei. Dacă cunosc un om răbdător, iubitor, ambițios, care pune pasiune în ceea ce face, acela ești tu. Chiar dacă ești departe de noi, credem cu toții că ești în locul potrivit la momentul potrivit. Și trec așa de la o stare la alta, pentru că la prima scrisoare, efectiv, nu mă puteam ține și încep să plâng, mă pufnește plânsul. Te așteptăm acasă cu mult dor, Alexandra. Și am mai primit o scrisoare din partea lui Vali. La cea de-a doua scrisoare, mă bufnește râsul, având în vedere exprimarea lui Vali în scrisoare. A fost tare amuzant și a picat la fix, dacă pot să zic așa, după scrisoarea pe care am primit-o din partea familiei. Subsemnatul Enache Valentin declar pe propria răspundere că am părăsit emisiunea fără voia mea, dar pe de altă parte sunt mândru și fericit că ai rămas tu și că ai ajuns atât de departe. Poate că nu am câștigat marele premiu Masterchef, dar m-am ales cu o prietenă pe cinste. Mai rămâne să câștigi concursul și îmi pun toate speranțele în tine. Motivant. Da. Alexandra? Am primit o scrisoare de la soțul meu. Trebuie să cite. Măcar o parte. O parte. Îți scriu aceste rânduri în speranța că îmi vor mai alina dorul de tine, pentru că îmi lipsești mult, îmi lipsește zâmbetul tău și prezența ta, energia pozitivă pe care o emani. Te iubește. El așa zice. Tu nu crezi? Câteodată cred, câteodată nu.
Nu sunt foarte emoționată din cauza că mă gândesc tot timpul la gătit, la farfurii și până nu ies din starea asta, nu mai am nicio emoție legată de familia mea. Prin degustul premiilor la Masterchef poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Am văzut că v-ați emoționat, ați primit rânduri frumoase de la familie și acum simțiți probabil mai mult ca oricând că ar fi cazul să nu-i dezamăgiți. E așa? Proba voastră stă să înceapă. Aveți 60 de minute la dispoziție să o duceți la bun sfârșit. Nu aveți timp în cămară. Găsiți ingredientele în coșuri la bancuri. Iau, deschid primul, al doilea, al treilea ușă, al patra ușă. Nu e nimic ca sub banc, dar unde-s coșurile? Cine? Le căutam pe acolo, n-am găsit nimic. Toate bancurile și în cuptor am căutat. Și nimic. Autorii scrisorilor nu au așteptat întâmplător în cămara Masterchef. Ei sunt cei care au ales ingredientele cu care concurenții vor găti în această probă specială. O să începem cu tine, Flavius. O să-ți aducem coșul cu ingrediente primul. Bună! Bună! Unde? Bine ai venit! Când îmi ridic privirea, fai, nu cred. Hai, te ajut, hai că ți-l țin. Să mă ajut de el! Deci ce ai făcut, mă, nene? Ce e mult asta? Ce tot jos de mine? Priva, mă, știi, pe atunci. Cel mai emoționat moment din asta și deci nu se compară cu nimeni. Și să fii capitan și să fii la testul sub presiune e cea mai plăcută surpriză ever. Următorul coș care vine din cămară este pentru Robert. Mama? Nu. Bună, bine ai venit. Bună, madam, pare bine. Ce faci? Foarte bine. Da, emoționată? Da, foarte. Plângea, nu știa pe unde să ia și m-a emoționat foarte tare. Hai să te zic. Măi... A fost ciudat. Mai vine cineva cu un nou coș cu ingrediente. Pentru tine, Raul. Doamne ajută. Bună. Bună. Bine ai venit. Bine v-am găsit. L-ai văzut? L-am văzut. Hai, du-te la el. Gata. Mă ia cu leșin. Da, leșin de la așa, mai pe picioare, știi? Și ție, Lori, ți-aduce cineva un coș cu ingrediente. Cine să fie? Bine ai venit. Bine v-am găsit. Te rog. De ce nu mi-ai scris nimic? Eu sunt mai plângăcioasă așa de felul meu, dar doar după ce am născut copii. O să cărtine, de-aia ești prima. Bologa, e rândul tău. Să ardu mâna. Bună seara. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Îl vezi? Da, l-am văzut. Fugi. Eram un pic emotiv așa și am zis, mamă, să nu mai vreau panică de aia, să plâng pe aici, să mă transform, mă vede toată țara și
Mă fac de râsul, de-o tău, la Dita eu mă plânge de... Hai că avem treabă! Alexandra, să știi că și la tine a venit cineva care cu siguranță te iubește. Salut, bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Nu vine să cred că-l văd pe Călin. M-ai prostit. Hello, baby. M-ai mințit. Nu. Ești la Timișoara. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Ai venit să mergi acasă? Nu. Nu. Nu este fel să mai stai. Mi se pare că dorm și visez. E prea dintr-o dată, e prea, prea nu m-am așteptat la chestia asta. Roxana, să știi că și tu ai un mare coș cu ingrediente și cu foarte multă dragoste. Export! Salut! Ce faci? Bine ai venit! Gras! Fugi! Ce apă? Așa reacționez eu când îl văd. Îi sar în brațe și de obicei mă izbesc tare în el. Așa mi-arăt afecțiunea față de el. Să nu bocești. Nu. Nu promit. Nu promit. Ana, tu cine crezi că o să vină la tine? Chiar nu știu. Păi hai să vedem. Seara, bine ați venit. Bună seara. Bună seara. Uitați. Sunt foarte mândră că l-am pe tata azi aici. O surpriză foarte frumoasă. Deci e cea mai frumoasă probă de până acum, asta clar. Loredana, să știi că dacă stai acolo în spate, asta nu înseamnă că nu te-am văzut. Și bineînțeles a venit și pentru tine cineva. Bună, tata mea. Bună. Bună. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Ce? Eu voi, să nu plângi. Mă simt foarte emoționată, simți așa un val de emoții, nu poți să te controlezi, începi imediat să plângi chiar dacă tu vrei să te ții tare și să nu le arăți că ești plângăcioasă. Atena, da. Tu ai avut două scrisori. Da. Hai să vedem cine o fi venit cu ingrediente. Extraordinar. Chiar Vali, Vali, bine chiar ai revenit. Ce faci, Vali? Salut, Răzvan. Salut. Ce ai făcut, Cocoș? Bună seara, bună seara. Noroc, ai boss, știu noroc. Ce sunt ei, a? Ai știu ce sunt ei la poate. Eu cum să nu. Ce faci? Eu și Vali ne-am înțeles foarte bine pe parcursul concursului atât de la stat în casă. Iar după ce se va termina concursul și eu voi ieși de aici, o să încercăm să ne apropiem mai mult, pentru că asta e planul comun, dacă pot să spun așa. Acum o să vă rugăm să priviți în coșurile aduse de susținătorii voștri. Înăuntru veți găsi ingredientele unui fel de mâncare preferat de ei. Iar în cele ce urmează, va trebui să gătiți acest preparat, dar nu singuri, ci ajutați de ei. Suntem cea mai tare echipă și aici și acasă suntem cea mai tare echipă. Aveți la dispoziție 60 de minute să faceți un preparat care să vă ducă împreună la câștigarea acestei probe. Multă baftă, proba voastră începe acum. Start gătit într-o probă în care ingredientele de bază sunt surprizele și emoțiile. Acum, expeditorii și destinatarii fac echipă la cratiță pentru o semnătură culinară originală. Da, nici nu mă interesează neapărat să câștig. Nu mă interesează. Eu vreau să câștig în probă. E mai, mai materialistă, mai, da. Da. Sunt obișnuită, îmi place foarte mult să-l ajut. Îmi place să particip, să știu că am pus și o mână acolo un pic la preparatul lui. De ce râs? E amuzant, e și așa. Foarte amuzant, da. Ne străduim să conviețuim împreună în bucătăria Masterchef. Ca acasă, niciodată nu intrăm amândoi în bucătărie. El stă pe canapea, eu intru în bucătărie și gătesc.
și o dată pe an spală vasele. Poți să toc pe asta? Da. Păi și suntem... Nu poți... Și ai cuțite și acolo. El e roul meu, tatăl meu. Prima dată am gătit cu tata, deci asta a fost clar. Prima dată, îți mai aduce aminte când am făcut pelimeni pentru mami? Da, asta a fost o... În istoria asta nu a fost așa ceva și nu știu dacă o să fie. Amu, chiar mă simt ca acasă. Da. Eu am făcut aluatul ăla, știi? Și era toată casa doar făină. Și da, asta a fost... Dezastru, dezastru. La MasterChef urmează. Știu că se intră foarte greu într-o bază militară, nu oricine intră. Chiar am rămas uimit că suntem aici. Pregătiți-vă pentru o experiență unică. Pentru o probă care vă va pune forța și determinarea la mare încercare. Ne-am întors la MasterChef într-o probă în care cutia misterelor s-a transformat într-o cutie poștală cu scrisori de la cei dragi. Iar mai apoi, expeditorii și destinatarii s-au reunit și acum fac echipă într-o probă de neuitat. Cum e viața fără Flavius? Am slăbit foarte mult. A, da? Deci, nu. Dacă nu mai ai ce să mănânci, acum da, am plecat el de acasă? Nu mai am bucătar. Nu mai am bucătar? Nu, e plictisitor. De când ne-am mutat împreună, vă dați seama, am stat împreună să timpul. Acum mă duc acasă, casa goală. Ce pregătești? Paste la cuptor în sos alb cu piept de pui și bacon. Asta e mâncare preferat? Îi plac pastele. Fratele meu îi plac foarte mult pastele și asta ales să-i fac. Eu am fost și emoționată și motivată de faptul că fratele meu a fost lângă mine. Au trecut mulți ani de când nu am mai gătit împreună și, din păcate, îi și gătesc foarte rar. Nu am ocazia să fac acest lucru des. Ce gătim? Care este rețeta? Un piept de rață cu un sos de vișine, cu miere, un condiment de mentă, ardei, iute, lime și portocală, picant, andive și niște crostini. Cum ai găsit-o pe sora ta? Am rămas uimit când am numărat și am văzut că sunt doar 10 concurenți. N-a fost ușor să ajung aici. Nu. Chiar a trecut prin niște momente destul de dificile. Nu a fost ușor, dar a meritat fiecare sacrificiu și fiecare probă ca să ajung până aici. Ne bucură foarte mult să vedem că la MasterChef poate reușim începutul unei frumoase povești de dragoste. Cine știe? Cine a fost primul care a lăsat de înțeles? A venit de la sine. Vinul. Și ați gătit cu vin sau? Cu vin. Da? Ce gătiți? Somon. O să facem un sos de... Rodie? Garnitură de ciuperci. Și ce gătești bun? Fac pastele preferate ale soției mele. Sunt paste cu Nero di Sepia. De fapt am făcut niște papardele. Midi, calamar. Calamea. Caracatițe dacă fierbe. Da. Roșii sherry. Musline. Musline nu o să mai pun, că l-a luat în plus. I-a luat și șofran și busuioc, că poate de cine Crăciun. Da. Pentru că nu știe să gătească foarte, foarte bine asta, ca să zicem așa, a luat pentru pastele cu fructe de mare tot ce se putea. Și un pic iute, neiute, busuioc. Da, un pic. Iute. Îmi place iute. Da. Și eu de obicei pun întotdeauna la pastele astea scorțișoară. Știu că nu vă place, dar... A luat să fac și paste de casă, a luat și paste barila, a luat și șofran, a luat... Deci putem să fac toate pastele din lume acolo. Dacă punem ringurile astea de cartofi și pui sosul de brânză în mijlocul lor, n-am găsit niciun vas care să-mi placă. Nu și mai cauți, nici eu n-am găsit. O caut de o lună jumătate, un vas care să-mi placă. Mai gândește-te. Deci rămânem pe blat de lemn? Tibonul, da. Da, cartofi și sosul. De asta mă gândeam, să pun... Caută ce fac din nou, smoothie. Inventează. Bun. Știi
știi ce înseamnă al dente. Dar nu fie chiar fiertare. Păi și aproape crud. Dar asta nu e, iubi, nu trebuie să se simtă ca... Trebuie să fie fiertă, să nu se... Mare vreme, iubi. Ok, trebuie să fie fiertă, să nu se prindă unul de altul, atâta tot. Știu. Sper să ies și eu măcar o dată, chiar dacă nu câștig, să ies și eu o dată în față, să zic că hai, Raule, și tu, că tot ultimul și la vasă-i. Și aș fi cea mai încântată, că datorită mie s-a întâmplat minunea. Zic, că știu. Lasă-l așa și pune-l peștele așa. Mai să punem așa, că se lasă mult greu pe pește și de aia. Și cum să-l pui? Ultimele detalii, mai aveți un minut? O probă în pereche cu cineva drag. Ultimele priviri. Ultimele emoții. Ultimele secunde. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Mâinile sus. Noi gătim des și acasă, dar acum, într-un altfel de cadru, a fost ceva unic, foarte frumos. Aș mai veni. Da, chiar aș rămâne aici. Dar de ce nu rămâi? Cum e echipa în viață, așa e și în bucătărie. Și așa e și la Masterchef. Timpul de gătit s-a încheiat și a venit momentul să ne luăm la revedere. Nu! Aoleu! De la invitații noștri speciali. Prea repede. Noi vă mulțumim. Vă mulțumim mult că ați venit astăzi să încurajați pe concurenți. A fost o plăcere să vă cunoaștem și să vă primim aici, la noi, în bucătăria Masterchef. Vezi că gândul o să fie să vin, vezi că vin. Dai pe vecinul afară, nu vă te sună că și vin. La interfon, vin, și vin, da, vin. Să fim siguri de o treabă. Vin. În mod tradițional, la o astfel de probă, acum am fi nominalizat autorii celor mai slabe trei farfurii. Dar a fost o probă specială, așa că nu le vom nominaliza. În topul celor mai bune trei farfurii din această seară sunt niște compoziții în care se vede migala, în care se vede pasiunea și toate aceste trei farfurii ne-au făcut foarte curioși să gustăm. De fapt, ne-au făcut poftă. Prima farfurie din care suntem curioși să gustăm este Alexandre. Eu sunt foarte conștientă de felul în care a arătat Tibonul și de modul în care l-am gătit și de felul în care l-am tratat. Alexandra, tu ai gătit împreună cu soțul tău un fel preferat de el, nu? Înțeleg că e o plăcere vinovată de miezul nopții. Tibon la grătar, cu cartofi prăjiți și sos de gorgonzola. Soțul meu nu mă prea inspiră. Mai degrabă îmi dă o stare de liniște, știu că e acolo, că nu mi se poate întâmpla mare lucru și în momentul în care am un confort psihic, probabil că gătesc mai bine sau mai atent. Acasă cum îl prezinți? Cum crezi compoziția? Acasă am niște platuri asemănătoare de lemn, doar că sunt dintr-un trunchi de copac. Tăia de el, sper. Nu. Arată ca o reclamă pentru T-Bone. Văzut de sus. Mulțumesc. Chiar mi se pare frumos din partea lui șef Răzvan că mi-a confirmat faptul că T-Bone arată de revistă. Vrei să-i gust T-Bone? Direct. Pretind cu tocător, asta e foarte frumos. Pentru mine carne e făcut cum trebuie, sos e bun și cartof prăjit trebuie să fie un pic mai colorat. Carne, cartof prăjit cu sos de gorgonzola picant, orne picant, pentru mine asta e incredibil de bun. Și când facem mult sport după, și când te-a zis, după 5 ore de ski or snowboard, asta e mâncarea preferată la mine. Chestia asta mi se pare super interesantă. Cum să am eu norocul să fac mâncarea preferată după 5 ore de ski al lui Chef Sam? Încă un farfurie care arată minunat și din care vrei să gustăm. Iar pasinele lui... Robert!
Frumos la frumos, trage. Robert, tu ai pregătit împreună cu soția ta. Și ce ai gătit? Păi am gătit cina noastră romantică, ca să zic așa. Am făcut papardele cu Nero di Sepia, creveți, calamari și pastele le-am făcut eu. Am cucerit inițial cu niște fructe de mare congelate, cele mai ieftine, cu o mizerie de paste, dar pentru noi erau bune atunci, că habar n-aveam cum să mănânci, asta acum 12 ani. Și ușor, ușor am zis să încercăm, până am ajuns la pastele astea. Pentru mine pasta sunt făcut cum trebuie, sunt fint, sunt gătit cum trebuie, calamar la fel, crevet la fel, dar e o cină romantică foarte ok, cred. Este cel mai frumos compliment pe care am putut să-l primesc în emisiune, pentru că șef Samuel asta face. Cine romantice. El, la el se îndrăgostesc oamenii. Dar ce-mi văd ochii? Culori frumoase. Bogăție. Sufletească mai ales. Bravo. Cea de-a treia farfurie din care vrem să gustăm este a lui Lori. Deci farfurie mele chiar pot să dau din tot sufletul 10. Prinde gustul premiilor la Masterchef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Un piept de rață tras la tigaie, după ce a făcut la cuptor, aromatizat cu laimă, portocală, ardei iute. Da. Păi farfurile dat frumos, nu? Da, și e colorată. Sos arat dulci, but nu e foarte dulci. Nu, pentru că a pus soia și portocală. Pentru mine, nu, farfurii plinting e frumos. Am nevoie un pic mai mult de garnitură. Endive, da, endive sunt foarte buni și gătit. Mulțumesc. Asta. Mi se părea deja că e prea multă carne și sos, nu vreau să o încarc mai mult decât era și sosul era perfect. Adică mai multă andivă, poate că ar fi prins, da, bine, acum a spus probabil, și șef Samuel. Dar... Bine, mulțumesc. Și eu mulțumesc. Andivele erau doar așa, doar cât să le guși, nu să le mănânci. Prezența familiilor voastre v-a ajutat în această seară. Dacă de obicei aveam surprize la proba cutia misterelor și gustul nu se ridica mereu la nivelul platingului sau invers, de data aceasta n-am mai avut o surpriză neplăcută. Totul a fost perfect. Ne e mai greu ca oricând să alegem, pentru că toate cele trei farfurii au fost delicioase. Însă farfuria care ne-a plăcut cel mai mult este... este aceea care a legat două inimi mai mult de 12 ani. Super tare! Bravo! Felicitări! Farfuria lui Robert. Bravo, Robert! Bravo. Nevastă, am câștigat cu romantismul nostru. Dragostea învinge și la Masterchef. Robert câștigă proba datorită preparatului pe care îl gătește soției sale în momente speciale. 920 Bravo, reduce speed to 180. Okay. Războiul culinar nu a fost niciodată mai delicios. Ne îmbarcăm pentru un zbor peste toate sezoanele Masterchef.
Mă simt de parcă ar fi prima oară când am zburat cu avionul. Nu vine să cred că sunt într-un avion și sper că plecăm un pic în misiune în Irak sau în Afganistan, măcar 2-3 ore. Câmpul de luptă va fi deschis în baza militară de la Mihail Cogălnicianu, unde cei mai buni 10 concurenți ai sezonului vor da piept cu un inamic surpriză. Știu că se intră foarte greu într-o bază militară, nu oricine intră. Chiar am rămas uimit că suntem aici. Welcome! Bună ziua! Bună ziua! Ziua. În numele meu și al partenerului american, vă anunțăm că sunteți pe baza aeriană militară Mihail Cogălnicianu. Bună dimineața! Bună dimineața! Pregătiți-vă pentru o experiență unică! Pentru o probă care vă va pune forța și determinarea la mare încercare. Veți intra într-un exercițiu militar româno-american și va fi cât se poate de real. Scenariul este următorul. Vă aflați într-o bază militară, într-o zonă de conflict. În area de acțiune a bazei este activă o grupare insurgentă care atacă frecvent. Iar rolul vostru în exercițiu este să asigurați mâncarea militarilor, oricare ar fi condițiile în care veți lucra. O să fim atacați, adică? O să fie o misiune grea? Să-mi dați-i mănâncă? Aici trebuie să le dai la oameni de mâncare, tată, nu te joci. Dacă auziți semnalul ground attack, vă veți deplasa în buncărul care se află în partea dumneavoastră dreapta și în buncărul care se află în stânga. Deci întrerupeți lucru și părăsiți posturile de lucru. Dacă auziți incoming, 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 veți sta în locul în care sunteți și veți primi alte instrucțiuni. Sunteți aici pentru a pregăti hrana pentru 300 de militari. Am leșinat. 300 de oameni? Abia am gătit pentru 200-300. Succes! Trebuie să fim extraordinar de serioși în ceea ce privește gătitul, pentru că aici chiar se întâmplă lucruri serioase. Mi se pare că trebuie să fim extrem de serioși cu ei. Acum că ați primit informațiile care vă ajută să supraviețuiți în bază, mai sunt câteva detalii despre care trebuie să vorbim. Voi cei 10 care ați rămas în concurs veți forma o echipă, al cărei capitan va fi Robert, câștigătorul probei anterioare. De ce gătim toți împreună? Ultimii 10 gătim împreună și avem un capitan. Și cu cine ne luptăm? Cine merge la testul sub presiune? Echipa cu care vă veți lupta este o trupă specială. M-am zis că-s militari. Credeți-mă, aveți de ce să vă temeți. Este o trupă de elită. Bucătari militari. Bucătari de aici. Bucătari militari. Ce să-ți fie mai frică de atâta? Militari. Măi, la ei nu-i recunosc. În prima fază se tot apropie și zic, cine sunt ăștia? Deci nu cred! Tu vezi cine-i? Uite-te cine-i spatele lui Răzvan! Cei mai talentați și mai populari concurenți din sezoanele precedente MasterChef se reunesc într-o echipă de vis. Iar printre ei sunt și câștigători ai marelui titlu. Când îl văd pe Ogar Căleșin, ce ai făcut, Moltene? Îi cunosc pe toți, m-am uitat la toate edițiile MasterChef, nu cred că am ratat vreun episod. E un pic frică, pentru că am mult mai multă experiență decât avem noi
au trecut prin ce trecem noi acum, au trecut câțiva ani peste ei și mă gândesc că ar putea să gătească mai bine decât noi. Chiar îi ziceam la Robert așa la ureche, păi Robert, mai are rost să gătim? Bine v-am găsit! Bine ați venit! Dar nu prea! Am onoarea să vă prezint adversarii voștri de astăzi. Da, cu mânele. Trupa specială MasterChef All Stars. Prezenți aici la raport. De echipa All Stars nu mă impresionează. Nu neapărat trebuie să fii All Stars ca să câștigi o probă în MasterChef. Dacă faci mâncare cu gust și cu pasiune, o să fie bine. Grijă mare! Printre ei sunt trei câștigători ai marelui trofeu MasterChef. Și avem mai mulți finaliști. Credeți-mă, n-o să aveți viața ușoară astăzi. Știm. O recunosc pe Jessica, așa, și o mai recunosc pe Casnica. Haideți să facem și cunoștință. Avem printre noi pe Aida. Bună. Alex Tinu. Rasti. Claudia. Ciprian, zis și Praz. Andreea, zisă și Casnica, cea mai autentică Casnica din primul sezon. Din toate sezoanele. Din toate sezoanele. Continui cu Odet, Victor Nemes, Lambrino și Jessica. E mică, dar ridică, să știi. O ridica trofeu. Da. Foști câștigători, foști semifinaliști și parcă nu prea ești așa optimist. Bine ați venit! Ne bucurăm să vă avem printre noi. Bine v-am găsit. Să revii în MasterChef în orice condiție este o chestie absolut extraordinară, dar să revii în condițiile astea ca zone de campanie, de război, este absolut genial. MasterChef continuă cu... Și dracu' e asta, mă? Trăgeam în stânga, trăgeam în dreapta. Hai, dați din bui, dați din bui! Dați din bui! Aveți grijă, mă, de puiul ăla să-mi se ardă! Robert! Unde-i Robert? Robert! Robert! Mai da, este măi, o rână. Da, dacă mă vezi că stau, ia zi. Dar n-aud. Nu vrei să pui hârtie de cop pe alea? Ce să fac? Să le acoperi cu hârtie de cop, să-ți fiarbă mai repede. Trebuie doar la foc, Robert. Da, mă, da, e pornit. Robert! 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 Pară, Titi, mă, dacă poți Robert! Să lucrezi, frate, ok cu ea în echipă, deci nu știu ce se întâmplă. Pune una pe treabă, tot vrăjeala ai! Cine, eu? Da, da! Copii, copii, vă spun de acum! Dacă vreți să câștigați, nu aveți nicio șansă! A, bine, o garcă care spune copiii mei, zici că era Hristos pe pământ și a venit să vorbească cu toți copiii să vină la mine. Și cam asta era atitudinea lor în echipa roșie. Hai copii, hai copii, pe bune, adică unii dintre noi sunt mai mari ca ei, gen, mai rămânea să ne mângâie pe creștetul capului de asta. Capitane! Bă, nu te superi, astăzi pierzi, mâncați-o. E ca și cum ar juca Craiova cu Real Madrid, înțelegi? Bă, frățioare, frățiorule, ca să zic așa, nu știu despre ce vorbești. Băi, Andreea, nu vreau să te bat la fata. Foana mea, de ce trebuie să ne încăpățânăm? Bă, eu nu mai am ce să mai fac, hai, bani, nu fac, pe cât ei, nu îi fac. Păi nu, lasă, Dumnezeule mare! Păi, hai, nu, hai să facem picaci la tigaie, doamne, lasă femeia aia. 2 minute pauză, 2 minute pauză, vă rog eu mult, time out, 1 minut. Mi-au mâncat ficații, acești ficații. Aida! Mai puțin de o oră mai avem, asta e cel mai important. Băi, 1 minut să ne reorganizăm. Aida! Aida! Ești cu noi? Da, imediat! Avem mi se pare o lipsă de respect când, na, capitanul tău te strigă, toți sunt acolo și tu ce vrei să demonstrezi, știi? Și am zis, băi, Aida, vino și tu ca să vorbim. Da, da, mă duc să iau nu știu ce. Am urmărit-o cu privirea, s-a dus, a luat nu știu ce, după care și-a văzut de treaba ei și n-a venit.
pur și simplu când ești pe locul întâi, întotdeauna există și sentimente mai negative a celorlalți față de tine, deși nu ai făcut decât să-ți faci treaba și pur și simplu eu n-am fost niciodată în competiție cu nimeni, am spus întotdeauna că sunt în competiție cu mine și atât. Am că acum plouă, nu toți care au câștigat, acum gata, poate ai, da, am și uitat să gătească de acum 3 ani de când a câștigat. Na, de unde știu că n-am uitat? Băi, dar stai puțin. Nu stau, ascultă-mă eu puțin, ascultă-mă. Fac de mâncare, dă, fă ceva. Ascultă-mă puțin. Deci, fiante, noi... Nu mi-am pus dopuri, ascult. Bă, dar de ce te ești așa, nu știu? Pentru că mai aveam o grămadă de treabă și tu stai și te uiți la mine și vorbești. Trebuia făcut deja desertul până acum. Dar toată lumea se preocupă de ficăței. Care nici măcar nu sunt terminați de curățat. Doamne... Fa, nu pot să cred. Dacă eram în sezon cu Aida, cred că o omoram să moare mama. Ce, să vedeți cum am făcut vișinele? Vă rog, nu, ți-au ieșit perfect, perfect. Deci pe perfect. Cuvânt, de nu... Te-a ajutat și capitanul sau nu, singur, șef, singur, că mie nu-mi place să lucrez așa. Și ai desfăcut singur toate borcanele singur, toate astea. Borcanele astea de la Olimpia le desfăcut eu singur. Și să vezi tu de noi și cel mai tare desert. Nu știu cum ia să restul carnea alea, că n-am timp acum, că n-am 10 mâine așa să-i coordonez. Pentru mine, da, capitan sunt la fel. Relaxați? Relaxat, nu l-am trezit prea mult. Avem încredere în tot și asta e tot timpul la fel și de ultimul ore e un catastrof total. Poți și concurența ar trebui să facă senzație. Normal. Și pentru mine aici e mai mare presiune. Aproape exact. Tot a fost la final, a câștigat și tot asta nu permite. Ogarcă! Unde ești? Unde e Ciprian? Cipriane! Pizza, când faci pizza? Nu fura. Nu fura. Când venim la tine la o pizza? Alexandra, cum e tu, da, te invit. La ne-ai invit, da? Ești căsătorit, Alexandra? Da, m-am căsătorit. Te-ai căsătorit? Dar poți să vin la o pizza, nu? Eu, na, eu te întrebai, știi că ești așa frumoasă de mireasă, mă dau la tine, dar dacă ești căsătorită, nu mai. Te rog, și așa, mi-e rău foame. Robert! Bine, e ok, ai luat nouă. Robert, am un intrus. Alexandra, dar de ce mă gonești? Uite, Robert, salut, Robert. Salut, poți să stai, poți să stai. Ia să domnul capitan, cum merge treaba la tine aceea? Merge foarte bine. Am și o rugăminte, îmi dai mie șor să pot să-i dau asta? Nu, niciodată. Am. Robert, am și o întrebare pentru tine. Ia zi. Dacă ar fi să renunți la un om de-al tău de aici din echipă, la care ai renunțat? La Alexandra. Poți să o iei dacă vrei, cu mare drag. Uite! Vă mulțumesc frumos și cadou faci și tu. Cu multă plăcere, ia-o, te rog. Ce, poți să plec la voi? Nu mă înțelegeți bine? Se pare că nu se înțelege cu mine, nu știu, eu n-am nicio treabă. Ce-mi plăcut de Alexandra, am pus eu echipea, dar e măritată. Caut și eu prietenă, dar nu găsesc. A, pardon. Mamă. Unde ai fost, prietene? Stai să o agăs pe Alexandra. Vezi că am nevoie de... Forță. Deci, când ai nevoie de aici, îmi spui mie. Am făcut asta. Bobiță. Bobiță, da? Uite. Gata. Aia, hai. Nu, la mine e altceva, nu știu, la mine merg. Pe mine o cunoaște Olimpia. Ce dracu' e asta, mă? Doamne, mă speriam! Atentat la MasterChef. Coborau un rapel din elicopter, trăgeau în stânga, trăgeau în dreapta, un teatru de război în toată regula. Atât de tare am luat în serios proba încât am și uitat ce a zis americanul la început. Și nu mă trezesc cu ground attack, ground attack. Elicoptere. Oameni leșinați pe jos. Noi ne-am ascuns sub bancuri să nu ne oprim din lucru. Hai, dați din mâini, dați din mâini! Dați la pământ, bă! Head down! Capul jos! Capul jos! Aveți grijă, mă, de puiul ăla să se ardă! Parcă era pe timpul lui Ceaușescu. Stăteam așa și mă gândeam, bă, vrea, începea revoluția. Tot, pac, și vine elicopterul și fumul și ăla.
Nu. Când veni bomba aia în fața mea, bă, veri, sărirea alea din mână, mâncața sufletul, deși mă zic, nu mai vedeam buncărul ăla. O luai la fugă de nebunii, nu mai știam de capul meu, pe cuvânt. Hai, bă, văzut și eu instrucțiile cu elicopterele, cu alea, bă, zic, oamenii își fac treaba acolo. Dacă îmi văzui că aruncară și pe noi, mă speriai rău de tot. Deci mă speriai rău de tot și plecai în buncăr. Alexandru a fugit cu echipa roșie. Bă, frate, dar lângă mine... Mamă, ce mi-o spart timpanul! Hai, Andreea, hai! Dar ce caută? Ce caută domnișoara de la aici? Dacă vin și ai mei, în spatele meu încoace. Cine nu de sare asta, ești de siguranță. Sare. Stai, mă, să nu omori americanii. Pleca cu sarea după tine. N-am avut timp să o mai las cumva. Alexandra, cred că vrea să treacă neobservat în cealaltă tabără, pentru că nu-mi explic de ce să nu fii cu echipa ta. Că m-am dus cu învingătorii, știi? M-am tot dus după ei. De la panică încurc buncărele. Da, e o panicoasă de nevăzut. Atacul s-a încheiat, puteți ieși din buncăr. Zona sigură, ieșiți afară. Nu eram așa sigur că e totul ok, pentru că mă așteptam din orice moment să mai sune ceva, să mai puște ceva undeva. Nu aveam încredere 100%. Pe frontul de luptă, soldații care au supraviețuit bombardamentelor și luptelor grele trebuie hrăniți. Așa că înapoi la cazane și polonice dacă vrem să câștigăm războiul. Aida? Da? Gata, sunt suficient, doar pe ăștia-i taci, un pic, doar atât. Aida e nebună, să mă dă clucă. Nu vreau să băgi ficați. Anunță-mă când termin cu deserturile din cuptor. Sunt aici deserturile. Știu că sunt acolo deserturile, să-mi zică când sunt gata. Aida vrea să facă pe șefa, cred că e ofticată că nu e ea, capitan. La MasterChef urmează... Echipa care astăzi a cucerit inimile militarilor și echipa care a câștigat astăzi războiul dintre roșu și albastru este echipa... Camis îți oferă inspirație pentru o viață cu gust. O emisiune sponsorizată de Camis. Mergem la MasterChef în plin război culinar. Top 10 concurenți actuali contra crema sezoanelor anterioare MasterChef. Vedeți că vin soldații, da? Se pregătesc de masă, uitați-vă, hai! Porții generoase, da? Au fost la instrucție toată ziua. Vor proteină, vor gust. Gândiți-vă cum e să stai în garnizoana asta cu lunile. Vor și să guste ceva bun, da? Nu știu, dar mie acum să fiu... Îmi plac bărbații în uniformă. De mică îmi plac, nu știu de ce. Am avut așa o slăbiciune pentru bărbații în uniformă. Să gătești pentru militarii români și americani este o experiență frumoasă, unică. Nu știi ce te așteaptă dacă nu-i mâncarea bună. Poate te trezești cu un gan la cap. Ce ai făcut, mă? Ce mi-aduce aici? Sau niște înjurături de lea? De-astea. Popota este gata de inspecție. Cei mai curajoși soldați vor gusta și vor analiza preparatele aruncate în luptă de către echipele MasterChef. We have a Caesar salad with parmesan, with capers, also with chicken breast and some croutons on top. Yeah, olive oil, some lemon zest, freshly made. Enjoy, guys. Aoleu, ce de lume! Haideți că nu sunteți mulți, vreo 300 am înțeles, a? Hai mă, că am făcut eu altele de mii. Toți bărbații ăștia pe aici, puternici, îți impun respect. Doar prin prezența lor, eleganța lor, atitudine, n-ai cum... Noi am venit puși pe distracție, dar nu e chiar așa, că oamenii ăștia sunt cam serioși și nu prea ține. E greu ce fac ei, trebuie respectat și odată cu asta îți și impun mult respect. Sunt convinsă că știu să glumesc, că toți sunt niște glumeți, sunt convinsă, dar parcă nu-ți vine să faci o glumă așa cu ei din prima. Drink, Zyber, drink! What is Zyber? It's a kind of wine. Vin, tată, vin, de la Craiova. Yes? Yes? Ai băga?
Și it, praz! It, praz! Ai mâncat praz? Astăzi este partea a doua din filmul Americanii, NATO și Olteanu. Olteanu, NATO și americanii. Praz, ceapa aia așa frumoasă, de oameni aici în inimă. Oh, okay. Ai băgat-o? Ai băgat-o? Bagi? Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Vezi că okay. Știu și eu. Ok, ok. My friend, my friend. Botez cu roșu, red. Dacă dai un zaibă, da. Ok, mamă că stai bun, măi, băi. Avem cotlet de porc în crustă de Dijon cu cartofi zdrobiți și trufe. Deci sunt trufe, aveți trufe în farfurie. We have a big bourguignon with a red wine reduction. Some carrots, some shallots, some parsley. Enjoy, guys. Să trească oltenii mei. Ce-a făcut, frate? V-a plăcut? Facem o poză? V-a plăcut? Facem, facem. Cel mai mult îmi plăcut faza când găsi oltenii și aici în Constanța. Atunci am simțit ca la mine acasă, parcă, ole, îmi venea așa să urlu, să cântăm imnul Craiovei, frumos de tot. Hai, toți oltenii mâna sus! Brazul sus, așa, 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 așa. Fresh homemade. Yes, sir. Ok? What are you getting? Yeah, you're getting a fresh tart with pears, mandarins, also forest fruits. Cred că e cea mai serioasă probă pe care am avut-o până acum pe echipe și sunt niște oameni greu de mulțumit. Sunt oameni care au familie acasă și niște americani care au un gust format și cred că sunt cei mai pretențioși până acum. I really like the blue team's dessert. It's really good. Had like 3 plates of it. Very good. Food from MasterChef is very good. I think I like the red for the dessert. Cu sinceritate pot spune că foarte delicios. Foarte bun. We would very much like MasterChef contestants to cook for us every day. The food was so much. MasterChef Romania. În numele MasterChef și a echipei MasterChef, vă mulțumim mult de tot! Vă mulțumim că ați gătit pentru noi în baza aeriană Mihail Cogălnicianu. E timpul să votăm! Let's vote! Soarta celei mai importante confruntări culinare MasterChef este decisă de militarii români și americani de la baza Mihail Cogălnicianu. Ei sunt cei care decid care echipe îi se cuvin cele mai multe decorații. Astăzi ați fost într-o misiune de război. Ați gătit în frig și în vânt, dar ați luptat bine. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim. Știm cu toții cât de greu a fost, dar v-ați ambiționat și ați reușit să livrați mâncare bună, gustoasă. Așadar, echipa care astăzi a cucerit inimile militarilor și echipa care a câștigat astăzi războiul dintre roșu și albastru este echipa albastră. Victorie! Yes! Hai să arătăm! Câștigi o probă în fața foștilor concurenți MasterChef și mai ales că trei dintre ei au fost câștigători ai marelui premiu MasterChef. E extraordinar de bine, senzația e superbă, nu știu, nu pot să descriu. Sincer, era deșteptat că luăm bătaie. Exact ca o echipă mică care visează să ajungă departe și ajunge. Și o echipă mare care intră deja ca și câștigătoare, deja pierde. Asta au fost să rămână astăzi. Echipa All Stars, dar nu prea fost All Stars. Cam aia. Voi, echipa roșie! Intrați la testul sub presiune. Vă mulțumim că ați venit să vă întreceți cu actualii concurenți MasterChef. Mulțumim! Mulțumim! Ați pierdut la o mică diferență în fața echipei albastre. Mă bucur foarte mult că au câștigat cei din echipa albastră, pentru că ei au nevoie mai mult în momentul ăsta decât am fi avut noi de un câștig. Și m-am bucurat pentru ei, m-am bucurat că au luptat, m-am bucurat că au fost foarte determinați și motivați să câștige. Pentru că și eu, dacă aș fi fost în locul lor, probabil aș fi făcut la fel. O revenire victorioasă în bucătăria MasterChef, pe toate planurile.
Testul sub presiune a fost dinamitat în proba militară, iar combatanții se întorc acum să lupte pentru o răsplată pe cinste. Jurații v-au pregătit un test al cărui câștigător primește două premii consistente. Unul mai tentant decât celălalt. O mașină. O lună la spa. Ce ne dați? Voi sunteți cei 10 fantastici. Cei care nu s-au lăsat nici intimidați, nici dovediți în luptă și nici măcar eliminați. Iar lupta pe care ați dus-o a fost destul de serioasă, după cum ați văzut, pentru că nu e ușor să te bați cu foștii concurenți, cu cei care au câștigat MasterChef până acum. Așa că bravo! Mulțumim! Ați început 10 și astăzi rămâneți toți 10. Deci nu pleacă nimeni acasă, nici măcar eu. Punem la bătaie două premii. Sunteți curioși să le aflați? Da! Da. Bani, să ne dați bani. Câștigătorul va avea onoarea și șansa să lucreze alături de șef Samuel Letoyelec. Îmi doresc să câștig proba asta ca și cum aș dori să câștig MasterChef. Cine vrei să fie kitchenicul meu pentru 3 zile? Wow. Eu uitesc ca la școală. La școlăriță. Ucenicul șefului Samuel mi se pare beton. Ați aflat care este primul premiu, să trecem la al doilea, care este o premieră în istoria MasterChef. Și anume, un bilet dus în semifinala MasterChef. Câștigătorul acestei probe va ajunge direct în semifinală. Va privi de la balcon tot ce se va întâmpla în rest până atunci. Cred că cine va câștiga va trebui să fie... Nu mândru, foarte mândru. A, semifinală. Ură din partea colegilor. Te scuie pe toată lumea, te înjură, arunc cu farfurii după tine la balcon, cât stai acolo. Nu cred că vreau. Eu așteptaia cu finalistul. Semifinalistul. E timpul să înceapă proba. Astăzi veți lucra în perechi. Iar cel care va decide perechile este capitanul care va conduce către victorie, și anume Robert. Primul meu gând, Lori Alexandra. Pe ele o să le pun în echipă, ca să se omoare una pe alta. Tirar ale dracu de coțăhârle. Știam că mă paște ceva rău din partea lui Robert. Hai să vedem ce ne spui despre a doua pereche, formată din... Raul și Flavius. Din punctul meu de vedere, sunt cam la același nivel. Au mai lucrat împreună și au făcut lucruri frumoase. Și-au dat flori. Hai să vedem cu cine umplem bancul 3. Ana și Athena. De ce? Sunt îmbrăcat amândouă în negru. Da, bun, da. Cred că vrea să fac un fel de black crew. Apar n-am. Mi se pare că s-au răcit în ultimul timp așa ca relație și am zis să se reunească astăzi în proba asta. Ia să te văd acum. Tu cu cine vrei să lucrezi din cei trei? Cu oricare dintre ei. Sunt foarte buni toți trei. Păi, tocmai ar trebui să faci o alegere. Yes. Ok. Voi lucra cu Bologa. Rămân cu Bologa, tovarășul meu de celulă, de cameră. Robert nu cred că a avut vreo strategie. Probabil singura strategie pe care o are el în minte este să ne încurcăm noi înșine. Prinde gustul premiilor la MasterChef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Fiecare dintre voi are în fața lui o pânză sub care se află 10 ingrediente. Ridicați-o acum! Ficat de struț? Ficat de struț? Struț? What? Vorbi serios? Ce frate cu struțul ăsta aici? Vând ficat de struț? Ce ai făcut, mă, nene? Hai că combin, fac struț cu struț. Ia să ceva. A mai gătit cineva dintre voi vreodată carne de struț? N-am mâncat niciodată struț, sunt foarte curioasă cum e carnea și sper să am o bucată mai mare ca să pot să gust și eu. Carnea de struț e o carne roșie, se gătește ușor, rapid, e destul de asemănătoare cărnii de vită. Această informație e un bonus din partea noastră pentru că sunteți cei 10 fantastici și avem încredere că veți găti bine. Doar că nu veți găti cu toate 10 ingrediente, și doar cu 5
dintre ele. Deja mi le ochesc care mi le iau, care îl dau afară. Fiecare dintre voi va alege cele 5 ingrediente cu care va găti colegul său de bancă. Păi ce ai făcut, mă, nene? Mi-ai dat planurile peste cap. Ficat, te rog, vreau ficat. Okay. Începem cu ultimul banc. Alexandra. Eu cred că acolo este ceva ascuns și că, de fapt, aleg pentru mine, dar îi le dau lui Lori și, de fapt, tot eu o să gătesc cu alea. Și, bineînțeles, că îmi pun ficat. Vreau ficat. Lori, te rog să pui în pungă cele 5 ingrediente cu care Alexandra nu va găti. Trebuie să-i lași 5 ingrediente, da? 5 să-i las sau 5 să scot? Tot aia e, da. Ah, ok. Am luat și carnea. Pentru că am zis că să las bunătatea pentru viața de zi cu zi, iar în concurs să încerc să ajung cât mai departe. Și dacă, adică să uzez toate strategiile. Alexandra și Lori, e timpul să faceți schimb de tocătoare. Ta-da! Lasă-l mnalul meu, ridicați pânza. 2, 3 și acum! Și îmi iau o foarte mare țeapă cu ingredientele pe care mi le alege colega mea de banc, Lori. Mă trezesc că am 5 ingrediente, care toate 5 sunt legume. E o strategie și asta. Ea a fost prea bună, eu nu sunt bună. Nici nu am de gând să. Au mai fost probe când punea doar făină, apă și atât. Și acum m-a făcut la fel. Când iarăși este frică, nu știe să joace fair play. Flavius și Raul. Flavius, tu vei alege primul. Flavius, sper să nu-mi iei carnea și să mă lași cu sparanghelul și cu salata, că n-am ce să fac decât salata umplută cu sparanghel. Ce mi-ai lăsat acolo? Hai, Raul, e timpul tău. Îi las lui Flavius ingrediente cu ce aș putea să gătesc. În caz că se face switch, o să gătesc cu ce mi-am ales. Puteți să ridicați pânza acum. Mulțumesc că mi le-ai curățat. Mulțumit, Flavius? Mi-a lăsat exact ceea ce aveam nevoie. Cred că dacă îmi lua ceapa și îmi punea parmezan, disperam. Atena și Ana, vă reamintesc, cine câștigă această probă se va duce direct în semifinală. Îi aleg ingredientele Anei în funcție și de ce aș găti eu. Îi las ciocolata și ardei iute, pentru că se pot face sosuri din asta. Ana, e rândul tău? În cap aveam mereu ciocolata ardei iute, ciocolata ardei iute, deci doar asta am avut în cap, să îi le las ei și în final nu îi le-am lăsat, îi le-am scos, ca să le primesc eu de la ea. Mi-ai citit gândurile, cred. Mergem mai departe cu Roxana și cu Loredana. Am fost drăguță cu Loredana. I-am dat ingredientele pe care aș fi vrut eu să le am. Una, două, trei, patru, cinci. Roxana nu vrea să mă încurce deloc. Singurul ingredient diferit de la noi este ceapa și sparanghelul. Ea îmi pune ceapă, îi pune sparanghel. Robert, întoarce-te cu spatele. Bologa, alegi tu primul. Nu am încredere 100% în Robert că o să-mi lase ingrediente bune. Aici mi-a fost un pic teamă. Aleg ingredientele pentru bologa astfel încât să nu-l pun în dificultate. La mine și la bologa este despre gust și despre faptul că ne apreciem unul pe altul până la urmă, că nu suntem niciun război. Bologa, cum ești? Rămâneți prieten după probă? Da. Robert nu vrea să mă încurce, nici eu n-am vrut să-l încurc. Am zis să avem toate ingredientele cele mai bune ca să putem să facem ceva bun. Acestea fiind spuse, aveți 45 de minute la dispoziție să gătiți ceva nemaipomenit. Și asta din cele 5 ingrediente alese de colegul de banc. 45 de minute, țineți minte, o miză enormă. Multă baftă, proba voastră începe acum. Și se dă start probei și nu mai primesc ficatul. Și cade cerul pe mine puțin, pentru că mi-este foarte greu să gătesc legume dacă nu pot să le asociez unui tip de carne. Start gătit într-o probă specială MasterChef. O probă în care concurenții nu trebuie să bage capul în nisip castruțul,
ci trebuie să-l prindă și să-l gătească. Mai puțin Alexandra, care din cauza jocurilor făcute de Lori, a rămas fără obiectul muncii. Alexandra, ce faci? Ți-ai intrat în ritm? Da, șef, mi-am intrat în ritm. Sunt foarte dezamăgită că eu nu prea gătesc, adică nu gătesc, dezamăgită de? Nu gătesc niciodată fără carne. Lori, ai vrut să o pui în dificultate pe Alexandra? E un concurs, e o strategie, da. E diabolică, e ca dintr-un film horror. Da, șef, am pus, mă, e ceva... N-are scrupule. Și tu ce părere ai? A trebuit să fii machiavelic la proba asta sau să-i dai o șansă concurenței? Eu cred că trebuie să dai o șansă. Cred că trebuie să lupți de la egal la egal. De obicei, machiavelismul ăsta cred că e bazat pe slăbiciune. Lori nu știe să joace fair play. În dezavantaj, din punctul meu de vedere, este Alexandra, că, practic, ea nu poate să înceapă proba și nici să termine. Proba este carne de struț. Cum merge cu bombonelele de struț sau ce faci? Struț creat în ciocolată? Un parfait de struț? Nu, am încercat să adaptez rețeta de cafea de Paris. Așa. Cu unt, ierburi și ciocolată. Am făcut-o deja, este la congelator. Și voi folosi ciocolata ca cremă. E o cremă aromată. Și untul ăla se topește în fața clientului sau al juriului. Și devine un sos. Hei, tu ai fost bogat, a? Ceapă, fenicul... Da. Ceapă, fenicul... Mama, că vii să fost bun cu tine. Să fac și niște inele pentru montaj mai mult, să iasă frumos. Și tu ai gustat odată strut? Niciodată. Niciodată? Nu am avut un șef, dar acum, dacă mă fac bucătar, sper să gust mai mult. Și vrei să fii bucătar? Foarte mult, nu mai vreau, nu vrei să facem schimb, mergeți din asta la vopsitorie să mă duc eu în bucătărie. Da? Eu nu am problem cu asta. Pare interesat la prima vedere, acum să vedem. Ai mâncat vreodată struț? Nu, niciodată și nici n-am gătit și nici nu am mai văzut vreodată. Știi că sunt struț din România, sunt crescuți în România. Am văzut că scrie pe... Da. Nu e o problemă cu struț. Nu, că pare, ați spus și dumneavoastră, la fel ca și carnea de vită la gătit. Da, cam așa. Și o carne fără colesterol, am văzut că are foarte puține grăsimi. Hipertensiv, da. Foarte dietă. Flavius, cum e? Foarte bine. S-a otrăvit platoul? Nu, foarte bine este. Ți-a lăsat bine? Mi-a lăsat foarte bine, da. Și cu carnea ce faci? Am o tehnică secretă. Care e strategia? Da. Secretă? Da, vreau să fac ceva. Ți-e zic că te va copia, Raul? Nu vreau să mă copieze nimeni de aici. Oare, Dana? Da. Simți că ai o predestinare, așa, ca vegetarian? S-a întâmplat șoc după șoc, șoc după șoc? Credeți-mă, și acum ai ajuns să gătești și studi. Da, credeți-mă că n-aș fi vrut să am ce are Alexandra. Nu e? Crezi că i s-a întâmplat ceva groaznic? Oh. E foarte urât ce a făcut Lori? Este, dar trebuie să te aștept la orice fel de lucruri. Un om slab, în momentul în care are o ocazie, o folosește, pentru că e slab. Și aici mă refer la Lori. Suntem obișnuiți ca Lori să joace murdar. Asta denotă neîncrederea în ea și încearcă să pună pe cineva în dificultate doar ca să iasă ea în evidență. Masterchef continuă cu... Alexandra, ce ne-ai pregătit? Tocană de legume cu legume la grill și un pesto verde de valeriană. Crezi că faci față celorlalte farfurii, chiar dacă ai gătit fără struț? Ne întoarcem la Masterchef într-o probă cum nu s-a mai văzut. Concurenții luptă nu pentru supraviețuirea în concurs, ci pentru glorie și premii. Un loc în semifinala Masterchef și un curs culinar cu stele Michelin. Struț e o carne, se gătește foarte repede și a văzut cum este mușculete foarte fin. Bineînțeles, trebuie sare și piper, o tigaie cai cu ulei și un pic de unt. Când se vede un pic de mus, e mult mai bun. Și stânga și dreapta, cred că 2 minute. E foarte... Trebuie să fie croustillant, not ars, croustillant, și pe mijloc roșu pentru mine. 2 minute stânga, 2 minute dreapta, colorată și după se relaxează. E mult mai bun. Și oricum, pentru mine... frumoasă culoarea. Da. Da, foarte frumoasă. Foarte... Da. În sânge, tatăl. Ultimele detalii, plating. Haideți, mai aveți 30 de secunde. Ultimele secunde în singura probă a sezonului în care concurenții nu numai că nu riscă eliminarea, dar vor fi și răsplătiți cu premii tentante. 10 secunde, ce ți-a făcut Fodor, tata? Nu mai văzut că-s mai încet?
3, 2, 1, stop, mâinile sus, mâinile sus. Raul! Eu nu aveam nici carne tăiată, nici nimic pe farfurie și atunci le iau toate, le pun pe farfurie. Bologa și Robert, vă așteptăm cu farfuriile în față. Am făcut fileul de struț cu unt și ulei, cu ierburi aromate, apoi la cuptor. Și am făcut un unt înghețat din ciocolată și ierburi aromate trase la tigaie. Lucrez cu... Da, ar trebui încălzit. Să transformăm în sos. Încălzește. Să te vedem. Cred că trebuia lăsa mai puțin la rece. S-au făcut și greșeli, nu? Nu, l-am scos prea târziu din congelator. Să se mai dezghețe el. A fost prima oară când ai gătit suț? Prima oară. Nu l-ai gătit prea mult? Nu, l-am făcut medium. Prea well done. Boluga, farfuria ta e la fel ca tine, generos. Trebuie să mănânci, să trebuie să te saturi. Da? Asta era mai frumos. Da, carnea e perfect făcută. După ce am văzut preparatul lui Bologa cum era, am zis că nu mai am nicio șansă. Adică era chiar gătită perfect. Lori, ce n-ai pregătit? Am pregătit un ficat de struț, chipsuri de parmezan cu ierburi aromate, ceapă prăjită cu ardei iute și sparanghel blanșat. Deci n-ai pregătit ceva gras cu gras și cu gras? Nu știam cât de gras e ficatul. Ar trebui să știi. Alexandra, ce n-ai pregătit? Tocană de legume cu legume la grill și un pesto verde de valeriană. Hai să vedem cum l-ai gătit. Ai rămas fără struț. Da, îmi pare foarte rău. Hai să vedem. Te-ai străduit. Crezi că faci față celorlalte farfurii, chiar dacă ai gătit fără struț? Sunt foarte mulțumită de ce am pus în farfurie, doar că nu am carne. A, tu, Lori, ești mulțumită? Șef, dacă stau bine să mă gândesc, probabil trebuia să-i las amândouă cărnuri, untu, 5 produse minunate. Dar te simți puțin vinovată? Nu e vorba de vinovat, dar așa nu aș mai fi auzit cuvinte cum că pentru 50.000 de euro mi-aș vinde și copiii. Doar de ce? Doar pentru... Asta ți-au spus colegii tăi? Mă gândesc că dacă pentru carne luată, pentru că ești într-un concurs și îți uzi strategia de concurs să auzi asemenea cuvinte, atunci... Nu știu ce să cred. Copiii trebuie lăsați deoparte, cum zic, pot să mă provoace la orice, să zică că nu știu să fac de mâncare, că oricum am mai zis-o, să zică tot ceea ce vrea, dar să lăse copiii acolo unde îns, așa cum îns. Roxana și Loredana, vă rog. Loredana, ce ai gătit? File de struț, la tigaie, apoi l-am pus puțin la cuptor cu da. Unt și ierburi aromatice. Un sos din fenicul și ceapă și un am încercat să fac un fel de cannoli, un clut cu sosul respectiv. Și la tine, Roxana? File de struț tras doar la tigaie, sos de sparanghel cu parmezan și fenicul. Că voi sunteți pe pace și prietenie. Nu sunteți în concurs. Măcar cursul cu șef Samuel ar fi trebuit să vă motiveze, să vă distruge, să vă lăsați numai ingrediente care nu se poate găti nimic. Cred că m-ar fi distrus dacă mi-ar fi luat carnea. Chiar îmi place cum e ieșit. Și culoarea și gustul e bun rău de tot.
Dacă era femeie, îi spuneau Cruduța, nu? Dacă se uita așa. O vedeai în farfurie așa? Luați trusul vostru și mergeți. Atena și Ana, vă așteptăm. E sos a gust de ciocolată tot acum. Și când vrei să facem un sos cu ciocolată cu fenicul, vrei să gust mai mult fenicul decât ciocolată. Ciocolată e mult pentru desert. Nu? Da. Cred că la gust e ok? Da, m-a gustat. Da? Condimentat, sare, piper, cel mai important, da? Da. Sigur? Da. Raul, Flavius, apropiați-vă. Flavius, ce ai pregătit? Filet de struț. Un sos făcut din resturi de carne de la struț cu ceapă, sare, piper, unt și carne a fost afumată. Raul? Filet de struț cu sparanghel blanșat și inele de ceapă caramelizată. Crezi că ar trebui să începem o viață sănătoasă? Te-ai uitat la noi așa și ai zis... Hai să le dau la oamenii ăștia să mănânce ceva sănătos. Și ce ai zis? Ce-ar fi să nu pun eu sare nicăieri? Dacă nu pun sare, ce sens are să pun piper? Și le dau la oamenii ăștia o mâncărică... Păi, nu știu, mă simt vinovat că sunt îmbrăcat așa. Trebuie să vin în pijama și în șlapi și să mănânc mâncărică sănătoasă. Nu e valabil doar pentru tine, e o molimă. Și auzit, tu a fumat carne și cum l-a făcut? Ierburile le-am pus în cuptor, le-am lăsat să se uște, da. Le-am pus într-un vas și am ars cu torța și deasupra carne. Și l-a făcut înainte asta? Nu, dar am văzut o idee și... Și de ce a făcut un test pentru noi? De ce nu? Da, de ce nu? Poate câștig. Și de ce vrei să vin la mine? Pentru asta. Ma? Da. Nu știu câtă creativitate într-o salată cu o carne, dar... Eu mă bucur că am făcut ceva mai original. Am afumat-o pe loc. Astăzi ați avut întâlnire cu un personaj necunoscut, și anume struțul. Să gătești cu doar 5 ingrediente, din care unul aproape necunoscut vouă, este un test de flexibilitate și creativitate. Totuși nu uităm că suntem la o probă care are menirea de a găsi un câștigător, și anume primul semifinalist, MasterChef. Așa că o să invităm în față pe acei concurenți care au dovedit astăzi și creativitate, și pricepere, și gust, și despre farfuriile cărora suntem chiar încântați să discutăm. O să începem cu Flavius, Dino, te rog în față, Loredana, vino și tu, te rog, și cea de-a treia farfurie, care a avut un gust care ne-a impresionat, îi aparține lui Bologa. Bologa, farfuria ta a fost un mâncare generos și foarte gustos, dar, a zis, un mare dar, a făcut un mare greșit cu salata. Dacă nu ai fi așezat salata pe farfurie cu 20 de minute înainte și dacă ea nu ar fi avut timp să se tuflească, farfuria ta ar fi fost cea câștigătoare. Sunt mândru de ce am făcut și că am fost aproape să câștig. Data viitoare reglez chestiile astea, greșelile astea. Loredana, da. Ai combinat foarte bine ingredientele. Ai avut un plating interesant, ai avut și volum prin acel cannoli. Și ceea ce a fost foarte important și ți-a ieșit bine,
a fost că nu ai avut un gust predominant de fenicul în farfurie. Flavius, ingredientele gătite de tine au fost foarte bune, fiecare luate în parte. Tehnica de afumat a fost surprinzătoare și interesantă și a pus în valoare carnea. Și eu la farfuria ta, ce m-a plăcut, tot ce a făcut, a fost foarte bun. Gust de struț afumat a fost incredibil de bun pentru mine. Lipsește un pic de sare, ca să fie ceva wow. Dar doar unul dintre voi poate câștiga un loc în semifinale și 3 zile alături de șef Samuel. Iar cel care câștigă acest premiu și se apropie cu încă un pas de cei 50.000 de euro și de marele titlu Masterchef este cel care a făcut... struța afumat. Însoțitorul de zbor Flavius va ateriza direct în semifinala Masterchef și mai apoi va face o escală în bucătăria lui șef Samuel Letorielec pentru un curs cu stele Michelin. Flavius, tu ai câștigat acest premiu. Intri direct în semifinală. Cu noi îmi dai mâna? Da. Nu vine să cred că eu câștig o probă Masterchef. Asta e prima probă la care câștig și cea mai importantă. Cred că din toți 10 care am fost, nu știu unul care nu-și dorea să câștige. Săptămâna viitoare, bătălia culinară pentru un loc în semifinală. O călătorie gastronomică în jurul lumii cu gazda pe post de invitat. Răzvan! Bun! Până atunci, să vă fie de bine! Ne apropiem de finalul competiției, așa că lupta devine din ce în ce mai dură. Mare atenție! Mai mulți veți pleca acasă!